găsit! Sunt Silina Lupu și vă prezint știrile Media TV Medgidia. Elevii de clasa 8 au susținut astăzi primul examen din viața lor la limba și literatura română. Tinerii au fost foarte nerăbdători să arate în scris ce cunoștințe au acumulat în decursul anilor de gimnaziu. Cum ți s-a părut examenul? Examenul, fiindcă am avut emoții, prima dată mi s-a părut greu, dar după ce am citit subiectele cu mai multă atenție și cu calm, l-am rezolvat, a fost destul de ușor. Spune-mi cât v-ați pregătit pentru acest examen? Ne-am pregătit intens. Din clasa 5-a ne pregătim pentru acest examen, mai ales în ultimele două săptămâni ne-am pregătit la maxim. Ce notă crezi că vei obține? Sper să iau în jur de 10, chiar îmi doresc nota 10. Examenul la limba și literatura română a început la ora 9, timpul total de lucru fiind de 2 ore. Cu mari emoții, adolescenții au pășit în săli, fiind nerăbdători să vadă subiectele. Mi s-a părut un examen accesibil, de care ar putea fi făcut. Cred că aș lua o notă de 7 și s-a părut ok. Te-ai pregătit mult timp? Da, o săptămână, cam așa. Nu foarte mult, dar este ok. Ai avut emoții? Da, am avut. Foarte mari. Să ne spuneți câți elevi au participat astăzi la examen? Noi suntem centru de comunicare, la noi la școală sunt 4 clase cu 87 de elevi care au venit toți astăzi la examen, au fost toți prezenți. Ca și centru de comunicare avem arondate încă 4 școli, școala Peștera, școala Lucian Grigorescu, școala Mihail Sadoveanu și școala Mircea Dragomirescu. Și per total, cu elevii noștri cu toți, sunt 250 de elevi. Au fost prezenți pe centru 247 de copii azi la proba de limba și literatura română. Rolul virgulei, două compuneri, găsirea unor antonime se numără printre cerințele subiectelor la limba română din cadrul evaluării naționale de anul acesta. Nici părinții nu au lipsit astăzi de lângă copiilor, așteptând cu sufletul la gură ca aceștia să termine testarea cu brio. Spune-mi, cum ți s-a părut examenul de astăzi? Foarte ușor, cred că o să iau o notă foarte mare. Față de simulare a fost mai greu. Ai avut emoții pe tot parcursul examenului? Nu, n-am avut. Ați făcut ore de pregătire pentru acest examen? Da, am făcut. Am făcut ore de pregătire foarte multe și sper să iau o notă mare. Câți elevi au participat astăzi la examenul de limba și literatura română? Suntem din centrul de examen școala gimnazială Mircea Dragomirescu. Au participat 39 de elevi din cei 39 înscriși. N-am avut niciun absent. Examenul s-a desfășurat în condiții excelente, seriozitate maximă, copiii extrem de atenți, așa cum am spus, serioși, au lucrat până la sfârșitul programului, între 9 și 11, deci au plecat în jurul orei 11 și cred că au rezolvat, sperăm noi și că vor obține rezultate bune. Pentru absolvenții clasei a 8-a, șirul examenelor continuă joi cu testarea la matematică, iar sâmbătă aceasta, elevii împreună cu părinții vor afla rezultatele finale. Doi elefanți au defilat astăzi în centrul orașului Cernavodă într-o acțiune de promovare a unui circ care va susține spectacole în localitate. Locuitorilor pur și simplu nu le-a venit să creadă ochilor când au dat nas în nas cu unele din cele mai mari animale de pe pământ. Elefanții s-au plimbat nestingheriți prin centru și au strâns în jurul lor zeci de persoane gata să imortalizeze momentul de neuitat. Ca într-o adevărată paradă, doi elefanți au defilat astăzi pe străzile orașului Cernavodă în cadrul unei acțiuni de promovare a unui circ venit să susțină spectacolele în localitate. Exoticele animale au ajuns și în centrul civic al orașului, unde le-a atras atenția fântâna arteziană în dreptul căreia s-a oprit pentru a se răcori. Mare le-a fost mirarea celor din Cernavodă, care se aflau în centrul civic când animalele de peste 3 metri au început să se plimbe printre oameni. Curioșii s-au strâns în jurul elefanților pentru o sesiune foto cu animalele exotice. Sunt foarte frumoși, cum să nu? Vedeți pentru prima oară? Da, pentru prima oară. Sunt mai mari decât la televizor? Da, sigur că da, par mai mari. Copiii au fost încântați? Foarte încântați, da. Foarte frumoși. I-ați văzut pentru prima da, oară? Da, pentru prima oară. Am mai fost la grădina zoologică, dar așa aproape, da, pentru prima oară. Sunt mai mari decât par la televizor? Da, par mai mari ca la televizor, normal, da. V-au plăcut? Da, ne-a plăcut foarte mult, da. Da, e un lucru frumos, da, da. Sunt mai mari decât par la televizor? Da. Mai ales masculul este imens.
V-au surprins, v-au luat prin surprindere că au trecut aici pe aici? Da, am fost surprins. Eu treceam pe aici, nu am venit intenționat, dar am rămas uimit să-i văd patrulând prin centrul orașului. Deci mi-a plăcut. Mi-a plăcut, da. Pentru mi-a plăcut, cu zi. Sincer, am mai văzut, dar fiind mic, mi se părea mare. Acum, într-adevăr, văd și eu la dimensiunea care consideram. V-au luat prin surprindere că se plimbă pe aici pe cer? Am rămas surprins încă. Eu nici nu eram atenți. Într-un mod plăcut. Da, e ceva frumos. Foarte, foarte frumos. M-am văzut. N-am văzut de mult elefanți așa mari frumoși. Prima oară i-am văzut, da. I-am dat covrig așa, pe trompă, așa, a luat, a mâncat. Sunt mai mari decât par la televizor? Pe televizor e mic față de ei. Păi, dar ăștia cred că are 5 toni 1. Da. Au luat prin surprindere plăcut să-i vedeți plimbându-se prin centru? Păi, da, păi, dar am fost de acolo, că nu a ieșit din teren. Și am urmărit până aici și am așteptat aici. De departe, însă cei mai impresionați de elefanți au fost copiii care nu au mai văzut decât în desene animate asemenea animale. Cum ți s-au părut ție elefanții? Frumos! I-ai văzut pentru prima oară, nu? Da! Cât de mari sunt ei? Mai mari decât credeai tu? Da! Și ai stat lângă ei? Ai făcut poze cu ei? Nu! Nu? Dar ți-ar plăcea să faci? Da! Ți-a fost frică de ei? Nu! Ție ți-au plăcut elefanții? Da! Ai văzut cât de mari sunt? Da. Te-ai speriat de ei? Nu. Deci ți-a plăcut parada de pe centru? Da. E prima oară când vezi așa elefanți? Da. Sunt mai mari decât ai fi crezut tu? Da. Da. Și cum ți s-au părut? Frumoși. Sunt mari? Da. Mai mari decât ai fi crezut tu, decât i-ai văzut la televizor? Da. Te-ai bucurat că au venit pe centru, așa, și ai putut să-i vezi și tu? Da. Da. Și cum ți s-au părut? Mari? Frumoși? Mari. Sunt mai mari decât par la televizor? Da. Sunt mai mari? Da. Și ți-a plăcut de ei pe aici pe centru cum se plimbă? Mi-a plăcut la frunzele. Da? Ai mai văzut până acum elefanți? Nu. Prima oară. Prima oară. Și ți-a plăcut, nu? Da. Și mâine o să merg la circ. Și cum ți se pare elefanți? Mari. Și frumoși? Ai făcut poze cu ei? Te-ai studiat așa mai atent? Da. Și cum ți s-au părut? Foarte mari și frumoși. Strategia de promovare a circului prin parada cu elefanți este una care dă roade de cele mai multe ori. Drept dovadă, încă din prima zi de spectacole, circul a vândut sute de bilete cernavodenilor. Aglomerația din stațiunile de pe litoral s-a mutat aseară pe șosele. După ce timp de 3 zile s-au bucurat de razele soarelui, mii de turiști s-au îndreptat aseară spre case. Ca de fiecare dată, cozile de mașini pe autostrada soarelui s-au întins 10 de kilometri, iar turiștii au fost nevoiți să se înarmeze cu nervi de oțel pentru a face față traficului infernal. După ce în acest weekend prelungit s-au bucurat fie de razele de soare, fie de distracția din cluburile de pe litoral, românii s-au îndreptat aseară spre casele lor. Autostrada Soarelui a devenit neîncăpătoare la orele serii, atunci când miile de turiști au părăsit stațiunile de pe malul mării. După un weekend prelungit la mare, românii se întorc astăzi spre case. După cum puteți vedea în spatele meu, Autostrada Soarelui este intens circulată de turiști care își doresc un singur lucru, să ajungă cât mai repede la destinație. Pentru acest lucru însă, din păcate, trebuie să se înarmeze cu nervi de oțel și multă răbdare, pentru că traficul se desfășoară cu dificultate. Șoferii au fost nevoiți să înarmeze cu răbdare. Cozile de mașini au depășit zeci de kilometri. Cum se circulă? Se circulă foarte aiurea. Deci România e dezastru. Cu ce dezastru circulați? Pantâia, n-am ieșit în treapta întâia. E belea. Și unde trebuie să ajungeți în seara? La Ploiești. Credeți că mai aveți? În câte ore? 3 ore. Cam 3 ore așa. Foarte greu. 4-5 km în urmă aglomerație. Ce viteză aveți? 30, 20, 10... Când credeți că nu știm ce e în față. Păi la Drajna trebuie să facem la Călăraș, cred că mai durează cel puțin o oră dacă scăpăm. Acum nu știu sigur cum e în față. Nu trebuie să nu știu. Deci foarte greu, nu? Foarte bine. Este foarte fericit. Deși autostrada ar trebui să reducă semnificativ durata drumului de la mare spre alte zone ale țării, traficul s-a dovedit a fi infernal din cauza cozilor de mașini care s-au format la punctul de taxare de la Fetești. Pentru a fluidiza traficul, aseară pe drumul de întoarcere de la mare au fost deschise 6 puncte de taxare la Fetești, iar pe sensul celălalt a rămas deschis unul singur.
În partea de sud a municipiului Megidia, un bărbat tată la doi copii trece prin clipe grele. Pentru că bărbatul își întreține familia din creșterea animalelor, se regăsește acum în situația de a nu le mai putea da apă pentru că rețeaua de alimentare cu apă a fost întreruptă din motive necunoscute. Omul a fost nevoit să le dea animalelor apă de ploaie din bălți, dar cum temperaturile au crescut foarte mult în ultima perioadă și ploile au fost tot mai rare, bărbatul se vede nevoit să-și vadă vacile murind de sete. Nenea Emin stă toată ziua pe câmp și păzește bovinele cu care își întreține familia. Este singurul mod în care omul își câștigă existența și traiul de zi cu zi. Problema cu apa pe care o are de mai bine de o săptămână a devenit un calvar. Animalele sunt atât de însetate încât atunci când se întorc seara acasă, sar în curțile oamenilor pentru a bea apă. Pe câmp există o baltă de unde țâșnește o apă, de a cărei proveniență bărbatul nu are habar și cu toate acestea, de acolo le dă animalelor să bea, pentru că se află într-o situație disperată. A tot cerut apă vecinilor, dar fiecare are animalele lui în ogradă și apometre care încarcă factura și nu mai sunt chiar așa de binevoitori cu dânsul. Și dacă această situație mai persistă, dumneavoastră, ce aveți de gând să faceți? Vindem animalele. Trebuie să eliminez cu alimentul, să duc undeva. Să vindem sau să comunic în legătură cu apea suntem, să comunic apea Constanța, după aceea să ne dea la București, că ce pot să fac, nu știu. Când ați sunat la București, ce v-au spus? A zis ăștia de la Constanța că animalele nu pot să vândă. Nu, dar v-au spus că nu vă pot ajuta în niciun fel, sau? Poate că să mă duc la domnul director aici, la Raja. Și am fost azi la dânsa. Cu cine ați discutat la Raja? Cu domnul director, așa spune, domnul director, dar numele nu mai știu acum, am uitat, sunt foarte agitat. De cât timp vă gospodăriți dumneavoastră cu animalele? De câți ani sunteți aici? De când m-a dat în șomaș tehnic, în șomaș. De câți ani mai exact? 10 ani, al 11 ani. Și este singurul venit pentru familia noastră? Nu mai am. Asta faceți, din asta vă câștigați existența? Tot. Vindeți laptele? Da, vând laptele. Mai creștem bovine? Da. Soția lui Naemin este tot mai îngrijorată că animalele se vor îmbolnăvi și nu vor mai avea din ce să trăiască. Această situație pentru cei doi este de nesuportat. Spun că sunt dispuși să plătească pentru a avea din nou apă, facturile sunt la zi și totuși pe conductă nu curge strop de apă. Animalele însetate riscă să se îmbolnăvească și toată agoniseala familiei să se ducă pe apa sâmbetei. Ținem un număr de bovine, nu avem apă. O zi fără apă moare animalele de sete. Vrem și noi, facem apel la Raja să vină să ne tragă și nouă apă. De cât timp nu aveți apă? Cred că de vreo lună de zile nu avem. Două săptămâni nu avem apă. Și cum v-ați descurcat în acest timp? Dăm apă de la băltoacă, dar se îmbolnăvește animalele. Am mai dat ploi. Am dat din băltoace și mai are acolo o băltoacă unde umblă rațe, felcăini, nu știu ce, nu se poate așa. Dar nu ați reușit să luați de la vecini și să le plătiți lor? De la vecini au și ei un număr de animale, are o singură pompă, nu putem. Cum să merg peste ei acolo când animalele lor vine și pormă nu găsește apă? Pe de altă parte, reprezentanții Raja spun că gospodarul nu și-a plătit la timp facturile la apă și din această cauză a fost debranșat. În același timp, existau mari pierderi de apă în zona respectivă. Este vorba despre o conductă de distribuție a apei care a fost destinată alimentării releului radio din zona Megidia și în care s-au înțepat fel de fel de gospodării în decursul a cel puțin 30 de ani. Conducta respectivă a ajuns la un stadiu avansat de degradare și am fost nevoiți să înlocuim o parte din conductă și să regândim modul de distribuție a apei în zona respectivă. Acțiunea noastră a plecat și de la faptul că pierderile de apă în zona respectivă erau deosebit de mari. De aceea am luat măsuri de alimentare a consumatorilor din zonă pe căi destinate grupurilor de consumatori
Și acum, în momentul de față, suntem în fază finală privind distribuția apei. O parte din consumatori, și spun o parte, dar e cam mult, e vorba de un singur consumator, nu s-a mai regăsit în grupurile de consumatori actuali. Și situația lui este determinată de faptul că nu găsește înțelegere între vecini să fie acceptat ca un subconsumator pe una din direcții. Este vorba de un crescător de animale. Referitor la dânsul, mi-am propus să fac o negociere cu gospodarii din zonă și să găsesc o cale de a-i asigura alimentarea cu apă și dânsului. Credeți că veți găsi o cale de mijloc cu dumnealui? De fiecare dată este o cale de mijloc și cred, așa cum am găsit soluții pentru toți ceilalți consumatori din zonă, am certitudinea că voi găsi și pentru crescătorul de animale respectiv. Cu siguranță centrul zonal Raja va găsi soluția cea mai bună pentru a rezolva problema gospodarului și pentru ca bietele animale să nu moară de sete. Premierul Victor Ponta a anunțat că autoritățile din Muntenegru au încheiat procedura cu privire la identificarea persoanelor decedate, rămânând să se asigure transportul în țară a celor răposați. În urma recunoașterii persoanelor s-a constatat că 9 dintre victime erau din București, 5 din județul Argeș, 2 din Timiș, iar câte o persoană din Ilfov și Cluj. În urma accidentului, autoritățile au constatat că printre persoanele rănite există și cazuri extrem de grave, pentru care nu se poate face altceva decât să li se asigure cea mai bună îngrijire medicală, însă medicii rămân circumspecți. S-a constatat că 18 români au murit în accident, în timp ce 29 sunt internați, dintre care 7 se află la terapie intensivă. 4 dintre victimele aflate la terapie intensivă respiră cu ajutorul aparatelor și au funcțiile vitale slăbite. Azi dimineața, autoritățile au reușit să identifice 2 dintre victimele accidentului, care rămăseseră inițial neidentificate, rămânând ca starea lor de sănătate să fie evaluată la spitalul din Podgorița. De asemenea, în dimineața zilei de astăzi, echipa trimisă de autoritățile române face demersuri în cooperare cu autoritățile din Muntenegru pentru desfășurarea operațiunii de repatriere. 2 aeronave s-au deplasat la fața locului, la bordul acestora aflându-se 11 medici și 11 asistenți, pentru a aduce pe cei răniți în țară. Miercuri, la Curtea de Argeș, va fi organizat un ceremonial religios pentru primirea trupurilor neînsuflețite care au murit în urma accidentului de autocar. Guvernul a decretat ziua de mâine, 26 iunie, zi națională de doliu. Au trecut deja 4 ani de la moartea lui Michael Jackson, supranumit regele muzicii pop. Cântărețul a încetat din viață în urma unui stop cardiac pe 25 iunie 2009 într-un spital din Los Angeles, la vârsta de 50 de ani. Pe data de 25 iunie 2009, veste tragică paraliza întreaga planetă. Michael Jackson a murit. În vârstă de 50 de ani, megastarul a suferit un stop cardiac, iar paramedicii chemați de urgență la reședința sa din Los Angeles nu au mai putut face nimic. Decesul megastarului a fost dezbătut îndelung în presă și a creat controverse în rândul fanilor săi. Conrad Murray, medicul personal al lui Michael Jackson, a fost acuzat că i-a administrat pacientului său o doză fatală de tranquilizante și a fost găsit vinovat la finele lui 2011 de ucidere involuntară. Conrad Murray a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Ceremonia de comemorare a lui Michael Jackson a fost urmărită de 1 miliard de persoane. Astăzi, la împlinirea a 4 ani de la dispariția regelui muzicii pop, mii de fani sunt așteptați în pelerinaj la reședința sa din Los Angeles, la casa în care s-a născut din Gary, Indiana, și la cimitirul Forest Lawn. Dispariția bruscă a megastarului a fost cu atât mai șocantă cu cât acesta urma să revină pe scenă după 12 ani de repaus. Documentarul This Is It, Asta Este, a fost ecranizat după moartea lui Michael Jackson și a avut în casă record și a fost vizionat de milioane de oameni în cinematografele din întreaga lume. După ce a doborât 12 recorduri Guinness și a câștigat 14 premii Grammy, Michael Jackson este considerat unul dintre artiștii cu cele mai mari vânzări de albume din toate timpurile. El a murit pe 25 iunie 2009 din cauza unei supradoze de propofol, un anestezic puternic pe care artistul folosea ca somnifer, iar moartea lui a șocat atât industria muzicală cât și opinia publică internațională.
Vara a sosit, iar românii au dat buzna în aprozare și piețe pentru a-și cumpăra tot ce au nevoie pentru o alimentație cât mai sănătoasă. Fructele și legumele sunt principalele alimente pe care oamenii le consumă în acest anotimp. Piețele din Megidia sunt arhipline cu legume și fructe românești. Megidienii au renunțat la carne în favoarea roșilor și castraveților, exact ca în grădina bunicii. Cea mai supărătoare problemă vara o constituie temperaturile caniculare. Astfel, o alimentație sănătoasă ajută organismul să facă față temperaturilor ridicate. Se pare că românii țin cont de acest lucru și încearcă să cumpere alimente care să le mențină un tonus bun și o sănătate de fier. Păi, roșii, castraveți, pepeni. Cum vi se par prețurile acestor produse? Accesibile. Credeți că sunt foarte importante în viața dumneavoastră aceste alimente? Cred că da. Odată ce e sănătos, asta este. Dacă nu îmi face rău, merg mai departe. Dacă îmi face rău, nu mai mănânc a doua zi. Păi văzute de mine e acceptabile. Văzute de mine e nu foarte bune, dar e acceptabile, nu bune. Pentru că... Credeți că legumele și fructele sunt mult mai bine vândute pe timpul verii decât carnea? Da, asta sigur. 100%. Deși eu am cumpărat carne ieri, dar aia o țin acolo pentru poftă, cine știe când, dar am luat carne ieri. Legumele și fructele se vând mult mai bine în piețe în sezonul estival. De exemplu, un kilogram de roșii costă pe timpul iernii în jur de 8-10 lei. Acum roșiilor le-a scăzut prețul la 2,5 ron, iar castraveții de la 7-8 lei, cât erau astă iarnă, au ajuns acum la doar 2 lei. Legumele și fructele sunt mai preferate acum decât carnea? Pentru unii da, pentru alții depinde de... Cum vi se par prețurile fructelor și legumelor din această vară? Nu știu, față de vara trecută mi se pare mai acceptabile. De exemplu, roșiile, care e perioada lor, e un preț acceptabil. Dar față de salariile noastre, vă dați seama, minim pe economie, asta este. Pe timpul verii, specialiștii recomandă o schimbare în alimentație. Trebuie avut în vedere faptul că legumele și fructele hidratează organismul și îl umplu de vitamine, iar mititeii, care sfuriau cândva pe grătarele românilor, trebuie uitați în sezonul verii. Megidia nu-ți oferă prea multe posibilități de petrecere a timpului liber. Cu toate acestea, locuitorii au găsit o ocupație pe gustul lor și anume pescuitul pe canalul Dunăre-Marea Neagră. Pescuitul este un sport pentru toate vârstele și te ajută să depășești stresul cotidian și problemele zilnice. Pensionarii din Megidia sunt prezenți aproape zilnic pe canal, la pescuit. Nici căldura nu mai contează atunci când în undiță s-a agățat un crap sau o plătică. Pescuiesc de 35 de ani. Și dacă sunt la pensie, normal că m-am ocupat cu pescuitul. Sportiv, bineînțeles. Sportiv, ați practicat sportul ăsta, pescuitul de performanță, ați participat la concursuri? Sau? Nu de multe ori, de câteva ori am participat. Da? Și ce ați câștigat? Moștenit de la bunicii mei. Da? Ce momeală folosiți? Că aveți un peștișor? Vermișori, râme și mămăligă. Ce prindeți de obicei? Ce se prinde pe canalul Dunăre Mare? Scobari, uite ca să-i arăt, lui domnul. Astea sunt scobar. Înțeleg acum că soția are de lucru pentru diseară, că trebuie să curețe pește. Altul mai frumos? Uite și altul mai frumos. Scobar. Ce pește ați prins? Un cala și o plătică. Atât. Veniți des? Sunteți pensionar? Pensionar. Da? Da. Când avem timp. Și când ne simțim bine. Atunci mai ieșim. Ce momeală folosiți? Mămăligă. Mămăligă? Mămăligă. Departe de pescuitul tradițional, pe care mulți îl percep ca pe un hobby plictisitor, pentru unii, pescuitul este un mod de viață. Este practicat de regulă de bărbați, însă există și femei cărora le place să pescuiască sau doar să își însoțească partenerii la pescuit. Nu am răbdare, eu am alte pasiuni. Și eu sunt pensionară, eu cu cărțile, cu biblioteca, mă ocup la aici, mereu împrumut cărți. Curățatul peștelui și alte lucruri mărunțele, așa care... Să pretează cu meseria de pensionar, că a devenit o meserie acum în orașul ăsta, numai pensionari suntem. Atunci când firul este întins, cu o momeală simplă ca mămăliga, megidienii prind pește după pește. Când avem timp liber, că la muncă... Sunteți pensionari? A, munciți. No, lucrăm la o firmă de pază și mai venim la baltă, timpul liber. Sărbători, da. Nu, no, la firma de pază nu e
există sărbători, dacă suntem liberi. Și de obicei veniți aici pe canal sau preferați să mergeți și în alte locuri? Am mai fost pe la Coracu, pe la... Nu numai aici. Hai, nu, aici. Pe aia e pește. De azi viața au luat 5, un caras și 4 plătiți. Nu e pește. Ce momel folosiți? Noi dăm mai mult la mămălic aici, noi zicem la bombe, la hârlige. Folosiți arome, vermuși, da, da? Da, nu, la vermuși nu. Ei, guviți mulți, mă, dai la guviți aici, te omoară să dai la vermuși sau la râmă. Noi mai mult pe mămălică dăm. Magazinele cu articole de pescuit sunt pline de produse pentru fiecare buzunar de pescar amator. Cu toate acestea, aromele diverse, porumbul și vermușii sunt dați la o parte în favoarea tradiționalei mămălici pe care o preferă peștii noștri flămânzi. Prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Maxima zilei de astăzi a înregistrat valoarea de 28 de grade Celsius. Vântul a suflat astăzi moderat cu 26 de km pe oră. Mâine temperaturile vor indica 20 de grade Celsius și vântul va sufla slab până la moderat cu 16 km pe oră. Acestea au fost știrile Media TV Megidia. Sunt Simina Lupu și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți informații sau imagini care pot deveni o știre, ne găsiți la sediul redacției din incinta Casei de Cultura Sindicatelor Lucian Grigorescu. De asemenea, suntem disponibili la adresa de e-mail mediatvmgda@gmail.com, pe Facebook sau la numărul de telefon afișat pe ecran 0241 820700. O seară plăcută să aveți! Pe curând!